Miercuri 14 martie, polițiștii rutieri au intervenit la un accident rutier pe Bulevardul Decebal la o trecere pentru pietoni soldat cu vătămarea corporală a unei persoane. Din primele cercetări a rezultat că un bărbat de 49 de ani din Piatra Neamț a condus un autoturism, iar la trecere pentru pietoni a surprins și accidentat o femeie care era angajată în traversarea străzii pe culoarea verde a semaforului. După comiterea faptei, bărbatul a părăsit locul accidentului. Polițiștii l-au depistat la scurt timp în trafic, iar în urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o valoare de peste 0,40 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Victima de 43 de ani din Podoleni a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În urma administrării probatoriului, conducătorul auto a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Neamț. A fost prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Piatra Neamț cu propunere de arestare preventivă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare, corporală din culpă, conducerea unui autovehicul cu o alcoolemie peste limita legală și părăsirea locului accidentului fără încuvințarea organelor de poliție.